Ziua 12. Pregătește calea pentru ca existența să vină la tine. Fii pregătit să primești soarele, lumina. Singurul lucru de care e nevoie este să devii din ce în ce mai conștient. Să fii din ce în ce mai puțin în minte și din ce în ce mai mult în afara ei. Să o privești, să nu te implici în ea. Fii un observator detașat. Exact asta înseamnă extaz. Să rămâi în exterior. Învață să rămâi în exteriorul minții și vei fi învățat tot ce este de învățat. Toate religiile, în moduri diferite, în limbaje diferite, te învață un singur secret: cum să stai în exteriorul minții. Iar ziua în care reușești va fi cea mai mare zi din viața ta. În acea zi ai renăscut. În acea zi nu mai ești parte din lumea fizică, devii parte din existență.